Bună seara, dragi prieteni! Sunt Helen și l-am alături de mine pe David de la Brâncoveanu. Bună, David! Bună! Ce părere ai despre meciul din această seară? Un meci foarte slab făcut de noi, meci bun făcut de băieți, de celălalt de echipă. Având în vedere scorul de la pauză de 0-3 pentru echipa adversă, ai avut alte așteptări în a doua repriză? Ai crezut că o să mergeți mai departe? Da, a doua repriză am luat-o, am zis că să începem de la 0-0 și să-i batem în a doua repriză. Nu mai avem ce să facem, să întoarcem scorul, n-am avut cum. Am vrut să batem doar în a doua. Care crezi că este motivul pentru care ați pierdut la asemenea diferență? Organizarea, nu jucăm în pase, suntem individuali și cam fiecare pentru el. Ce consider că ar trebui să bunătățiți la echipa voastră? Nimic, să dăm mai multă pasă, să jucăm pasă, să fim un colectiv, să fim o echipă. Adică spiritul de echipă trebuie dezvoltat. Da. Ok, atunci eu vă doresc succes pentru următoarele meciuri și seară bună. Mulțumim, o seară bună. Țin să mulțumesc sponsorilor noștri, Homa Sport și Cicipita. Nu uitați să dați un like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul nostru www.ligaprieteniei.com.